Hei, 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 voinicii mei! Bine ați venit la întâlnirea cu un personaj legendar! Am vorbit în clipul anterior despre câteva noțiuni generale cu privire la samurai și m-am gândit că ar fi interesant să vedem care a fost primul străin european care a ajuns samurai și chiar Hatamoto și în ce împrejurări s-a întâmplat acest lucru. Cu siguranță, mulți dintre voi ați citit Shogun, celebrul roman al scriitorului australian James Clavell. Eu am citit cartea de mai multe ori și a fost primul meu contact cu civilizația japoneză. Știu că intelectualii subțiri vor strâmba din nas și vor spune că este un roman comercial și nu ne arată în realitate cultura japoneză. Este adevărat, dar este un început. Dacă acțiunea te prinde și ți se pare interesantă, rămâne la alegerea fiecăruia să citească mai mult. Lucrări serioase, istorice și nu numai. Eu am făcut asta și am aflat că pilotul englez din Shogun a existat în realitate și, în mare parte, acțiunea cărții are la bază o poveste reală și urmărește fapte istorice care s-au petrecut aproape așa cum au fost descrise de autor. Dar haideți să vedem care este povestea acestui european care a ajuns Hatamoto în Japonia secolului al XVII-lea. William Adams s-a născut la 24 septembrie 1564 în Regatul Unit, regiunea Kent. A rămas orfan de tată la o vârstă foarte fragedă și pentru a-și întreține familia a intrat ucenic la un șantier naval. Aici a învățat tot ce ținea de construirea unei nave. A studiat astronomia, matematica și sistemele de navigație existente în acea vreme. În 12 ani a parcurs toate treptele până a ajuns pilot de navă. Era tot ce putea să-și dorească un tânăr de 24 de ani cu imaginația înfierbântată și dornic să exploreze lumea în epoca marilor descoperiri geografice. Adams a participat la aprovizionarea trupelor engleze, care era un război cu armata spaniolă în 1588, aflându-se sub comanda lui Francis Drake, marele explorator englez înnobilat de regina Elisabeta I și declarat pirat de spanioli, care ofereau o recompensă uriașă pentru capul lui. A lucrat ca pilot pentru companii engleze și olandeze, care căutau o rută de navigație spre Japonia și China, teritorii legendare pentru europeni și în care ajunseseră doar portughezii și puțini spanioli. În acele vremuri, pilotul nu însemna același lucru cu capitanul navei. Astfel, pilotul sau navigatorul era responsabil cu stabilirea poziției navei și a cursului de navigație. El avea cunoștințele necesare și putea să utilizeze echipamentul tehnic pe care îl avea la bord pentru a trasa direcția corectă. Pilotul era cel care întreținea hărțile nautice și chiar își întocmea propriile hărți. Acestea erau foarte rare și foarte scumpe. De regulă erau obținute prin piraterie. Aveau o însemnătate vitală pentru ca nava să ajungă la destinație în siguranță, iar piloții erau singurii care știau să le citească. Piloții erau dumnezei pe apă, aveau cunoștințe solide de matematică, în special de geometrie, știau să folosească instrumentele de navigație, astrolabul, quadrantul, busola și compasul. Englezul nostru a fost angajat de o companie olandeză ca pilot general pentru o flotă de 5 nave, care au plecat spre Extremul Orient în 1598. Era însoțit și de fratele său Thomas. Olandezii, ca și englezii, se aflau în război cu spaniolii. Mica flotă a navigat pe coastele Africii, trecând prin strâmtoarea Magellan și după aproape 2 ani,
timp în care una din nave s-a întors la Rotterdam, una a fost capturată de spanioli, alta de portughezi în Indonezia și o alta, nava Hope, a fost zdrobită de un taifun în insulele Hawaii, astfel că Livde, singura care a mai rămas, a ancorat pe țărmurile insulei Kyushu, cu 23 de oameni bolnavi din 100 câți a avut echipajul. Între timp, din cei 23 au rămas 9, restul murind de scorbut. Cala navei conținea mărfuri, bijuterii, îmbrăcăminte și arme. La sosire au fost întâmpinați de localnicii japonezi și misionarii iezuiți portughezi, vorbitori de japoneză. Trebuie spus că portughezii romano-catolici aveau o poziție destul de puternică în Japonia, fiind singurii străini care aveau permisiunea să facă negoți și să aprovizioneze societatea japoneză cu mărfuri din afara imperiului, în special cu mătăsuri necesare pentru renumitele kimonouri. Întrucât în cultura japoneză comerțul era ceva înjositor și niciun japonez nu s-ar fi ocupat cu așa ceva. Astfel că preoții catolici, pe lângă faptul că puteau să-și îndeplinească misiunea de a converti cât mai mulți păgâni, câștigau averi impresionante prin această activitate. Desigur că aceștia și-au dat seama imediat de proveniența corabiei și au făcut tot posibilul să-l discrediteze pe pilot. I-au povestit stăpânului teritoriului pe care se aflau că sunt pirați și eretici. Știm că englezii se rupseseră de religia catolică și își formaseră una proprie, erau anglicani, iar olandezii erau protestanți. Învinuirea de piraterie însemna peste tot în lume în acea epocă, practic condamnarea la moarte, întrucât pirații erau executați prin spânzurare. După mai multe întâlniri cu stăpânul domeniului, care era nimeni altul decât Tokugawa Ieyasu, viitorul șogun, pilotul englez îi câștigă respectul și încrederea. Tokugawa rămâne uimit de cunoștințele și inteligența acestuia și, fiindcă nu era deloc încântat de prezența iezuiților în Japonia și avea planurile sale, îl apropie pe Adams, care devine în japoneză Anjin, adică exact traducerea cuvântului pilot. Cu ajutorul armamentului de pe corabia englezului, Tokugawa câștigă mai multe bătălii cu ceilalți daimyo și se proclamă șogun. Acesta închide Japonia pentru restul lumii, îi restricționează pe preoții iezuiți care puteau sta doar la Nagasaki și îl însărcinează pe Anjin să-i construiască o navă de război, apoi o flotă, acesta devenind în timp interpretul șogunului în relațiile cu puterile occidentale și însărcinatul său special, singurul căruia îi se permitea să facă negoți în numele Japoniei, evident, și să stabilească relații diplomatice cu alte state. Tokugawa l-a făcut samurai, apoi Hatamoto, onorându-l cu bogății și în special cu prietenia sa, dar i-a impus să rămână în Japonia și să se căsătorească. I-a dat un nume japonez, Miura Anjin, așezându-l pe englez într-o nouă viață. Miura Anjin nu s-a mai întors niciodată în Anglia. A învățat limba japoneză și a întemeiat o familie, deși avea o soție și copii în Anglia, cărora le trimitea constant cele necesare traiului. Cu soția sa japoneză a avut 2 copii, un fiu Joseph și o fiică Susan. Tokugawa i-a dăruit o moșie în portul Edo, Tokyo de astăzi. Anjin i-a facilitat șogunului încheierea unor contacte diplomatice și economice cu Anglia și Olanda și a făcut posibilă pătrunderea companiei engleze a Indiilor de Est pe piața japoneză, pentru care a făcut mai multe expediții în calitate de pilot în Siam, China și Vietnam. Toți europenii care l-au întâlnit scriau despre el că se îmbrăca, vorbea și trăia ca un băștinaș. Mintea și sufletul lui
se detașaseră de educația europeană. Acesta devenise japonez. Evita compania marinarilor englezi, prefera să stea între japonezi și singurul prieten occidental pe care l-a avut a fost Richard Koch, directorul fabricii Harris. A murit în 1620 în Hirado, la nord de Nagasaki, și Richard Koch scria: "Nu pot să nu mă întristez pentru pierderea unui astfel de om precum capitanul William Adams, el fiind apreciat de cei doi conducători ai Japoniei ca niciodată niciun creștin în aceste părți ale lumii." Acesta a fost și executorul testamentar al lui Anjin Miura și a avut grijă în continuare de familia japoneză a acestuia. Japonia îl onorează pe pilotul englez. Un cartier în Tokyo, un sat și o stație de cale ferată îi poartă numele. Are sărbătoarea lui pe 15 iunie. Are chiar și un festival, Miura Anjin, în orașul Ito, care are loc pe 10 august. Are monumente în mai multe localități din Japonia și în localitatea sa natală din Anglia. Atât pentru astăzi, dragii mei. Vă mulțumesc fiindcă mă urmăriți. Sper că v-a plăcut subiectul abordat, că l-ați găsit interesant. Și vă aștept duminică la un episod senzațional, la categoria Doamnele și Domnițele Voievozilor. Și joia viitoare, unde vă prezint un alt personaj, erou legendar al Japoniei medievale. Deci, pentru a rămâne în contact cu acest canal, vă rog să vă abonați. Un like ajută întotdeauna. Vă aștept și în secțiunea de comentarii cu păreri, impresii sau propuneri. Și nu uitați că vă pup, vă iubesc și vă doresc o viață frumoasă. Sayonara!